Numenotorii ale artei lirice din 10 țări vor participa la cea de-a 24-a ediție a Festivalului Internațional de Operă și Balet Maria Bieșu. Evenimentul consacrat aniversării a 25-a independenței Republicii Moldova și organizat sub egida primului ministru al Republicii Moldova se va desfășura în perioada 9-18 septembrie la Teatrul Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Chișinăul a devenit în premieră capitala artei lirice internaționale în septembrie 1990, atunci când prima donna operei naționale, Maria Bieșu, a inițiat un festival al vedetelor de operă și balet. Maria Bieșu a avut marele merit, pe lângă aceea că a fost o genială interpretă de operă, să inițieze un eveniment care, iată, durează de 24 de ani. Pentru dânsa, scena lirică, în general, era un altar. Tocmai de aceea această inițiativă a dânsei de a transforma Chișinău într-un punct de atracție, într-un punct focal al artei lirice internaționale, pentru noi, o țară nu foarte mare, aproape necunoscută în lume, dar care prin talentele sale, iată că deschide uși, suflete. La actuala ediție vor evolua maestri din Italia, România, Spania, Germania, Rusia, Slovacia, dar și reprezentanți din Moldova care au făcut carieră peste hotare. Astfel, trupa Teatrului de Balet Modern din Kiev va prezenta într-o viziune modernă Giselle, montarea marelui coregraf al contemporanietății, Radu Poclitaru, originar din Moldova. Radu Poclitaru este solicitat peste tot, este consacrat un maestru de balet de la Dumnezeu, care ne l-a dat nouă. Cea de-a 24-a ediție are în repertoriu 7 spectacole, operele Bărbierul din Sevilla, Turandot, Traviata, Evgenie Onegin și spectacolele de balet Spartacus, Lacul Lebedelor și Giselle. Invitații vor evolua împreună cu trupa teatrului gazdă. Suntem gata, trupa a ieșit din concediu cu o lună înainte de a ne pregăti pentru acest festival. Cei invitați au fost din timp invitați, deja i-am găzduit, i-am primit, sunt toți în repetiții. Chișinău devine într-adevăr un centru al operei lirice. Vă invităm cu mare drag la toate spectacolele. Visul meu este ca melomanii să stea în rând pentru a procura bilete, iar pentru aceasta trebuie să fim în pas cu timpul, să avem spectacole extraordinare, echipament modern și atunci și tinerii noștri talentați vor rămâne acasă. Festivalul Internațional Maria Bieșu va debuta pe 9 septembrie și va culmina pe 18 septembrie cu un concert de gală la care vor răsuna creații de marele compozitor Eugen Doga.